În derbiul pentru locurile de play-off, Jolidon Cluj a învins pe Handball Club Zalău. Echipa lui Gheorghe Tadic și-a urcat pe locul 5 în clasament. Alexandrina Soare, noul antrenor al Brăilei, revine cu o victorie pe Banca Dunării. Gazele au învins cu 28-16 pe HCM Roman. Brașovul a câștigat lejer la Craiova 28-21, dar a fost condusă la pauză. HCM Baia Mare a spulberat pe HCM Râmnicu Vâlcea, ultima clasată în deplasare 34-24, în timp ce Deva demonstrează forma bună impunându-se și la Ploiești 29-24.